La 3 din cele 24 de unități de învățământ existente în municipiul Salău nu au demarat încă lucrările de amenajare și dotare cu centrale termice și asta cu toate că mai sunt doar câteva săptămâni până la începerea oficială a sezonului rece. Cu toate că până la începerea oficială a sezonului rece a mai rămas mai puțin de o lună, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Sălaj au anunțat astăzi, în cadrul ședinței de Colegiu Prefectural, că la 3 instituții de învățământ din municipiul Zalău, lucrările de montare a centralelor pe gaz nu au demarat încă. După cum observați, Liceul Tehnologic Mihai Viteazu, Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai și Liceul Tehnologic Voievod Gelu, stadiul lucrărilor zero. Colegiul Tehnic Alexandru Papivilarian 20%, Liceul de Artă Ioan Sima 30%, Liceul Ortodox Sfântul Nicolae 50%. Nici în celelalte unități de învățământ situația nu este tocmai roză și asta deoarece la școala gimnazială Mihai Eminescu și Simeon Bărnuțiu, stadiul lucrărilor de amenajare și dotare cu centrale pe gaz a fost realizat în proporție de 10%, în timp ce la școala gimnazială Corneliu Coposu și Colegiul Tehnic Alexandru Papuilarian s-a reușit realizarea a 20% din lucrări. Situația este asemănătoare și la Liceul de Artă Ioan Sima și grădinița cu program prelungit Voinicel, unde lucrările au fost executate în proporție de 30%. De asemenea, la grădinița cu program prelungit numărul 12 s-a reușit realizarea 40% din lucrări, iar la școala gimnazială Iuliu Maniu, școala gimnazială Porolisum, școala gimnazială Gheorghe Lazăr, Liceul Ortodox Sfântul Nicolae și Liceul Reformat, stadiul lucrărilor este de 50%. În schimb, la grădinița cu program prelungit Piticii Isteți, la grădinița cu program prelungit numărul 1, grădinița Pinocchio, grădinița cu program prelungit numărul 8, grădinița cu program prelungit Ion Creangă, grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești, școala gimnazială Porolisum și Colegiul Național Silvania s-a reușit finalizarea peste 60% din lucrări. Având în vedere situația prezentată, prefectul județului Sălaj, Ionel Ciunt, le-a cerut reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Sălaj ca în cursul zilei de luni să-i prezinte un raport în care să argumenteze motivele pentru care nu au demarat încă lucrările de montare a centralelor termice în 3 unități de învățământ. Vă rog să discutați astăzi cu cei care au zero. Da. Unde a început lucrarea, am speranța că se va finaliza. Da, să luăm legătură. Da. Cu cei de au zero, tehnologicul, liceul tehnologic, pedagogicul și voievod Gelu, vreau să știu luni exact cei cu... Da, o să vă comunicăm. Lucrările aici. Bun? Și la întâlnirea următoare, care este chiar peste o lună, aproape peste o lună, o să vedem mai exact, sper să văd 100% peste tot. Da.